Bună ziua! Începând cu acest video, se începe o serie mai lungă de videouri dedicate anume casei pasive. Episoade în care dumneavoastră veți primi răspuns la întrebări de genul: ce este o casă pasivă? Cum se construiește o casă pasivă? Este posibil să avem o casă pasivă cu costuri zero sau, mă rog, aproape zero la încălzire și la răcire, la noi, în Republica Moldova sau în România, sau în genere, în alte țări din regiunea noastră? Cum putem folosi, de exemplu, energia soarelui sau pământului, fără prea multe investiții în utilaje și aparate și așa scumpe? De asemenea, veți înțelege că o casă pasivă nu este deloc o casă urâtă, cum cred unii, sau una foarte scumpă. Mă refer la construcția ei. Da, se pot folosi anumite instalații și tehnică care costă mii și mii de euro, însă la fel sunt metode alternative și foarte ieftine. Și anume despre soluțiile ieftine o să mă axez eu în videourile ce urmează. În acest prim video o să vorbesc despre ce înseamnă o casă pasivă. Așa, pe înțelesul tuturor. Că începând cu videoul viitor să vorbesc pe rând despre standardele unei case pasive, despre careva comparații între utilajele scumpe și soluțiile ieftine existente. Iar ce ține de acestea din urmă, o să mă axez în special, făcând videouri aparte chiar pentru fiecare soluție. Mă rog, pentru multe din ele. Atât ce ține de încălzirea casei, cât și de răcorirea acestea. Utilizând simplu anumite legi ale naturii, utilizând soarele, solul de sub casa noastră și altele, mă rog, în general fiind practic soluții disponibile oricărui buzunar. O casă pasivă mai este denumită de mulți, după cum am mai spus, o casă autosuficientă. De alții autosustenabilă sau chiar o casă ecologică. Însă acest lucru nu este tocmai corect. Sunt deosebiri între fiecare dintre aceste noțiuni. În primul rând, o casă ecologică sau eco, unii mai spun bio, cum am mai auzit, dacă real să vorbim, nu, marketing ieftin, este o casă construită în totalitate din materiale care sunt naturale și care și în timpul exploatării casei acestea consumă deloc sau extrem de puțină energie. Reciclează destul de mult deșeurile organice și apa și chiar le refolosesc. Această casă este una care mai că nu poluează deloc natura și este în armonie cu ea, fiind o casă foarte, foarte favorabilă pentru sănătatea omului. Vedem că datorită faptului că o casă eco trebuie să consume puține resurse energetice, trebuie să fie și una autosuficientă. Aceasta, a priori, trebuie să fie și pasivă. Totuși, o casă pasivă nu este obligatoriu una ecologică. O casă pasivă poate fi și așa, o casă simplă, construită din materiale care le vedem mai în toate construcțiile de la noi de azi. O casă pasivă poate să nu recicleze nimic sau să nu aibă alte caracteristici ale unei case ecologice. Sper că înțelegeți. Avea o casă pasivă nu înseamnă eco. O casă pasivă poate fi eco, dar poate și să nu fie eco. Depinde deja de proiectul lui de funcționare, de construcție și existența sa ulterioară. O altă ducere în eroare care o aud și o văd în mediul online este că suprapun denumirea de casă pasivă cu casă autosustenabilă sau autosuficientă. Aici iar e aceeași poveste ca și în cazul delimitării interioare cu ecologia. O casă pasivă poate fi autosustenabilă, dar poate și să nu fie. Autosuficiență, autosustenabil, iar dacă real să vorbim, eu cred că este o casă 100% autosuficientă. Nu mini-suficientă, nu parțial autosuficientă, ci complet autosuficientă. Adică o casă care nu depinde de exterior. O casă autosuficientă eu pot să denumesc o casă unde apa se obține, de exemplu, din forajele din sol sau din fântâna de lângă casă. Energia electrică este produsă de panourile fotovoltaice sau instalațiile eoliene și este mereu suficientă pentru toate trebuințele casnice. Iar apa caldă, iar este obținută de la panourile termice pentru încălzirea apei calde. Se pot folosi și alte soluții, însă toate acestea trebuie să facă această casă autosuficientă, nu parțial sau pe jumătate suficientă. Eu sper că ați înțeles. O casă real autosustenabilă nu folosește niciun gram și nici nu e conectată la provizionarea cu apă, gaz sau energie electrică. Unica la care poate fi conectată este deja nu rețeaua de aprovizionare, ci cea de evacuare, ca de exemplu rețeaua de canalizație.
De asemenea, se poate conecta și la internet și telefon. Și gata. Pe când o casă pasivă, dacă e făcută, poate fi autosuficientă, dar poate și parțial fi suficientă sau puțin suficientă sau aproape mai deloc autosuficientă. În cazul dat, deja fiind o casă pasivă, însă nu autosuficientă. O casă poate fi pasivă și totuși să folosească apa, chiar și gazul și energia electrică, însă datorită faptului că este pasivă, consumul acestora va fi unul foarte și foarte mic, mai ales consumul de gaz sau electricitate pentru a încălzi sau a răcori o casă. Eu sper că ați înțeles ideea. În prezent se spune că omenirea folosește circa 40% din resursele energetice pentru a se încălzi sau răcori. Iar în Statele Unite ale Americii, aceste cifre pentru o casă obișnuită ajunge chiar și la 70%. Cum resursele zăcămintelor naturale și energetice ale materiilor prime nu doar că sunt limitate, dar și prețul lor cresc an de an, a apărut încet, încet și în prezent se dezvoltă intens ideea și concepția unei case pasive. A unei case care să aibă consum zero sau aproape zero, sau mai corect spus, cât mai mic de energie. În prezent au apărut deja case individuale care nu doar că au consum zero sau unul foarte mic, dar obțin chiar și mai multă energie decât consumă pe o perioadă mai mare a anului. De exemplu, vara. Informații despre case pasive la moment sunt multe și variate, că nici nu știi care sunt drepte și care nu, care sunt actuale și care nu. Ca de exemplu, în unele surse am găsit că prima casă pasivă în lume a fost proiectată și construită pentru 4 clienți privați de către compania de arhitectură Bott, Ryder & Westmeyer în anul 1990, în orașul Darmstadt din Germania. În alte surse am găsit că prima casă pilot autosustenabilă a fost construită de arhitectul Malcolm Wells la începutul anilor 80 a secolului trecut, ca răspuns la criza petrolieră și energetică. Cum nu ar fi, în prezent deja avem mai multe instituții și asociații, chiar standarde, despre cum trebuie să fie o casă pasivă. O casă pasivă reprezintă o casă în care și iarna și vara aveți aproximativ aceleași valori ale temperaturii aerului și al confortului. Desigur că anumite variații permisibile, iar costurile lunare sau anuale pentru încălzire-răcire să fie mult mai mici decât în cazul unei case tradiționale. Unii spun chiar și cu 70, 80, 90% mai mici. Casa respectivă trebuie foarte bine termoizolată din toate părțile, nu doar la zidărie sau acoperiș, ci în toate părțile exterioare ale casei, sub casă, în laturile exterioare, la partea superioară, oriunde, evitându-se practic orice punți termice și eliminarea căldurii prin structura casei și prin alte găuri. Fapt pentru care o casă pasivă trebuie să fie și una, apropo, etanșă. De asemenea, ferestrele și ușile trebuie să fie unele foarte performante din punct de vedere al eficienței termice. Și atât acestea, cât și alte locuri, trebuie să fie, iar repet, etanșe. Numai decât o casă pasivă are ventilație cu recuperare de căldură, care are rolul să evacueze aerul viciat din casă și să introducă altul nou proaspăt în încăpere. Și de asemenea, să recupereze căldura din aerul respectiv în proporție de minim 75%. Cele mai multe centrale cu recuperare de căldură au acești parametri. Legat de acest aspect, o casă autosuficientă este una în care se reglează normal nu doar temperatura, ci și umiditatea, astfel ca riscul de condens și mucegai și umiditate să fie scăzut la zero sau aproape de zero. Apropo, ce țin de umiditatea, nu că umiditatea să fie la zero, aceasta este între 40-60%, însă mă rog, adică riscul de condens și mucegai să fie scăzut la cât mai aproape de zero. Pe lângă acestea, o casă pasivă consumă foarte puțin sau mai că deloc energie pentru încălzire sau răcire. Iată de ce, în acest sens, fie se folosesc exclusiv sursele regenerabile de obținere a energiei, fie paralel cu sursele tradiționale, se obține căldură și energie suficientă pentru consumul casei, axându-se extrem de mult pe energia solară, geotermală și carioliană. Ce ține de materiale de construcție pentru o casă pasivă? Aici nu e vorba de careva materiale speciale, după cum am mai spus și la comparația între casa biologică sau ecologică și pasivă.
puteți bine mersi să folosiți aceeași structură de rezistență, aceleași material de zidărie ca BCA sau blocuri ceramice sau caramide și zidăria să aibă calități la fel termice bune, fiind termoizolată corespunzător. Acest lucru la fel este unul foarte important. O casă pasivă ține mai mult de folosirea anumitor soluții, metode și chiar utilaje sau aparate, nu știu cum să-i spun mai corect, care să facă să păstrăm căldura sau răcoarea în casă cu costuri cât mai mici. Și desigur, să asigurăm un aer proaspăt, o umiditate și temperatură normală în încăperile casei. Costurile de construcție a unei case pasive de obicei sunt un pic mai mari decât a unei case tradiționale. Este adevărat. Însă depinde deja și de fiecare casă în parte. Unii vorbesc de circa 10% în plus, alții de 30% în plus. Însă cei mai mulți spun că în câțiva ani, maxim 5-10 ani, vă recuperați investiția, în special prin economiile la serviciile comunale și la cheltuielile de energie, care an de an sunt tot mai mari. Sunt totuși soluții mult mai ieftine ale unei case pasive, despre care, apropo, o să aflați numai decât în videourile următoare, care le-am pregătit în săptămânile ce urmează. Apropo, cred că deja poate știți, însă în Uniunea Europeană, conform directivii 2031/UE, începând cu 31 decembrie 2018, toate clădirile publice noi trebuie să fie clădiri aproape zero energie. Iar începând cu 31 decembrie 2020, toate clădirile noi din Europa, indiferent de funcțiune, vor trebui să fie clădiri aproape zero energie. Deci, eu înțeleg în felul următor, că orice constructor, inclusiv ale caselor individuale, va fi obligat să construiască practic doar acele case pasive, sau cel puțin aproape de conceptul caselor pasive. Eu personal așa înțeleg directiva dată. Deja fiecare țară are libertatea să-și definească acest termen de clădire aproape zero energie, stabilindu-se niște impuneri, cel puțin privind consumul maxim de energie primară, termoizolație și alte norme cam aproximativă la unei case pasive. La noi, în Republica Moldova, nu știu când se vor adopta reglementările asemănătoare, însă în România aceasta va începe în curând. Adică deja a început și ce țin de căsile individuale va fi în curând. Am pomenit că în prezent sunt mai multe instituții și standarde privind ce înseamnă o casă pasivă. Iată nume standardul german al unei case pasive, standard care este ca reper pentru foarte multe țări în prezent, o să vi-l prezint în video următor. La revedere!